Timpul pare să nu fi trecut peste târgul de primăvară de la Pui. Oamenii încă mai vin cu căruțe pline cu animale, dar și cu remorci trase de mașini, că de, suntem totuși în mileniul 3. Scria în cărți că de secole întregi muntenii de pe culmile Retezatului și ale Șureanului coboară primăvara de la sate cu mic, cu mare și vin cu gânduri mari la târgul de animale, puși pe comerț, hotărâți să cumpere sau să vândă din dobitoacele pe care le-au crescut peste iarnă prin curți sau grajduri. Târgul de primăvară din anul acesta nu se deosebește cu nimic de cel de anul trecut, poate un pic la prețul ceva mai scăzut, din cauza crizei, cum s-a obișnuit românul să spună de vreo 2-3 ani încoace. În târg găsești de toate, mieluțe și berbecuți nevânduți de Paște, porci trecuți de suta de kilograme sau purceluși de lapte, vite, cai de nu-ți mai vine să-ți dezlipești ochii de pe ei, oi cu lână multă și berbeci de prăsilă. Toate animalele crotaliate cu analizele la zi și cu pașaport, cum spun târgoveții, iar negoțul merge după cum e norocul fiecăruia. Ați cumpărat ceva? Am cumpărat 2 purcei. De cât? De 8 săptămâni. Și prețul? 5.400.000. Mult, puțin, cum e? Păi, cum acum putem negocia? Nu, dar față de anii trecuți, că mă gândesc că veniți în fiecare an. Da, în fiecare an am luat. Anul trecut e în locul 6, acum depinde și cu prețurile, cum merg. Deci mulțumit sau mulțumit. Nu? Nu știu, doamnă, nu s-a prea căutare. De dimineață, dacă eram atunci la ora 4, vândut cineva de la noi cu 16 milioane bucata. De cât vițelul? Cât de mare? De 2 luni jumate, da. Da, fură tare mulți viței. Mai târziu s-a aglomerat. Deci e gata. Apoi să-i dăm deja bani, ne pare rău că am muncit. Vă duceți cu el acasă? Da, îl ducem acasă, pe om vedea ce-o fi. Îl mai ținem, îl mai vedem noi, până o fi de vreo 3-4 luni. Cât cumpărați? 20 de bucăți. 20? Da. Mă gata, domnule. Marfă, carune, marfă de galați. De la galați sunteți? Nu, domnule. De la Sibiu, da? De la Sibiu? Da. Nu, facem mica la facem Sibiu, tot aia e, nu? Chiar nimic n-ați vândut? Tot de două bucăți. Două, trei bucăți. Nici motorina nu s-a spus. Două, trei de fiecare. Slab. Printre vizitatorii obișnuiți ai târgului de la Pui, Mircea Ioan Moloț, cunoscut de aproape toți crescătorii de animale din zonă. Cât o fi de mare în funcție, când e vorba de animale, Moloț primește orice sfat, chiar dacă nu mai are de mult cea mai mare turmă de oi din județ. Capra e 6 milioane capra cu iedul. Și o capră. Dacă o capră bună, noi cu 6. Cu 6. Da, așa mai... Anul ăsta o merg și ieze și mie, o merg bine, nu, e păcat. Ne putem plânge că nu... Eu am făcut ca pișta cu oțetul, știi? Când au fost ieftine, le-am vândut. Acum când scumpe, mai am 10. Păi stai că lumea vă laudă că aveți 10. Am avut 2-3 mii, nu 400. Acum... 10, 9... Băi, 9 oi și un berbec am, atâta. Dar acum vreau să mai cumpăr 15 mieluțe de la Târsa sus, de la Luncan. Eu de alea nu cumpăr. De ce? Păi, știi de ce le cumpăr eu de alea? Eu le țin în grădină la Merișor, acolo, la lângă Ferici. Știi unde am fermă? Merișor, eu am îngrădit toate grădinile, da. Știi? Și decât să cosesc, le dau drumul lor pe acolo și mă face cu ăsta. Sunt frumoasă ca aspect, de nu există mai frumos de așa ceva, dar nu-s bune de lapte. Moloț nu și-a cumpărat oi din târgul de la Pui, în schimb a făcut un troc de pomină cu Mircea Muntean, care, de unul singur, împărțea ciocolată prin târg. Bă, Mircea, dă-ne mă și nouă niște ciocolată, mă! Hai, uite, dau fularul, dă ciocolată, hai, ia fularul, ciocolată! Nici negoțul din jurul târgului de animale n-a fost mai prejos. S-au găsit de toate, de la hamuri și potcoave de cai, bice și butoaie din lemn, până la vase din tuci, haine, cizme de cauciuc, mititei și fripturi și zeci de butoaie de bere rece, numai bună de stinsarșița zilei. Că doar îi lucru știut de toată lumea. Din târgul de la Pui nimeni n-a plecat nemulțumit, nici chiar primarul. Suntem mulțumiți, necazul este că n-am reușit până acum să modernizăm un pic târgul ăsta, să sperăm că de acum încă vom reuși să-l facem zona mai plată, mai frumos, îngrijită, fiindcă vedeți ce afluență de oameni și de
Târgoveț. Se justifică, da, o investiție. Se justifică. Da. Da. Ajutor este... de unde? De unde se poate. De peste tot, exact. Nu putem să fim răi. Și plus că mai avem în partea altă târgul pentru comercial de ștelanți, de bunuri de la consum. Zona școlii, zona parcului și a terenului de sport. Ești tot vrei să modernizezi. Da, încercăm. Prin diferite fonduri, prin diferite proiecte să venim în sprijinul oamenilor de a face lucruri bune și frumoase.